ziua, jurnalistul Lucian Mândruță este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, vă Bună. Mulțumesc din nou că ați acceptat invitația noastră. Bună, mulțumesc că m-ați chemat din nou, deși nu s-a uitat nimeni la datile trecute la mine. Mulțumesc! Cum să nu? Okay. E o întreagă nebunie pe scena politică și nu numai. Dar guvernul... e foarte frumos, mi-e place, e distractiv așa. Guvernul e ilegitim, aș putea spune. Știi cum e scena politică acum? Cum? E la petrecerea aia în care ai fost invitat, ai întârziat. Ai ajuns până la 12 jumătate noaptea, deschizi ușa și toată lumea e beată. Și nu te înțelegi cu nimeni, știi? Păi când dacă stăteai, veneai mai devreme puțin. Și dacă ce să faci, trebuie să te apuci și tu. Da, dacă veneai puțin mai devreme și te îmbătai cu toți ceilalți, aveai o șansă să fii integrat așa. Da. Dar poporul român ăsta e, deci într-o dată s-au deschis ușile la o petrecere de oameni morți de beți și nu mai înțelege nimic. Cine să dăși ce fac? Ce e aici? Ce facem noi? A, ăștia ne conduc? Cineva să le ia volanul din mână. Deci, da, cum spuneam, guvernul este ilegitim în momentul de față. Alte, nu știm, nu știu, mai există. Să știi că sunt și copii în situația asta și au crescut mari și frumoși, s-au dus la facultăți. E ok, nu e grav să fii ilegit, nu e o problemă. Dar ce ne facem cu alte? Dacă a fugit tatăl, a fugit tata Tăriceanu. A fugit de acasă din combinație. Mie mi-a plăcut foarte mult, ai văzut puștul ăsta, cum îl cheamă ăsta, care vine acum tare din urmă în Alde. Meleșcanu, așa. Da. Deci puștanul ăsta foarte obraznic, ai văzut, i-a zis Tăriceanu că a expirat. Da. Foarte da. Tare, mi-a plăcut. Dar cred că vorbiți de Daniel Zamfir, nu de Meleșcanu. Nu, vorbesc chiar de Meleșcanu, de puștul Meleșcanu. Da, e un băiat foarte tare, înțeleg că promite. Deci, bine tare, s-a făcut și în... Acum e la PSD, la da, Alde, da, și la Mamaie, sau cum se numește ministerul ăla. Da. De când s-a dus el, se numește Mamaia. Dacă e cu tataie, s-a dus. Trebuie să mai explic unul dintre glumele mele, asta mi-a dat o ciuclară, mulțumesc. Așa. Deci, cum spuneam, ne pregătim cu toată nebunia asta de prezidențiale. Da, exact. Mai e cât o lună și jumătate, două. Abia aștept. În turul 2 sunt la Paris. Mă duc tot acolo unde am fost acum 4 ani, în 2014, la cozi, să vedem dacă stă lumea acolo. Dacă mai sunt cozi. Acum sunt 3 zile. Mișto, deci, la Paris să recomand. Da. Credeți că mai sunt cozi de data asta? Anul ăsta? Da, 3 zile. Depinde cine o să fie în turul 2. Dacă o să fie Barna cu Iohannis, cred că nu o să fie atâta tensiune cum ar fi la o finală Iohannis cu Dăncilă sau Barna cu Dăncilă. Nu. Cum ar fi o finală Barna cu Dăncilă? A? Cel puțin interesantă. Barna Pleșoianu? Sau Dăncilă Pleșoianu? Sau Dăncilă Tărice? A, nu, Tărice nu mai candidează. Mircea Diaconu? Mircea Diaconu. Paleologul? Mircea Diaconu singur, el nu are nevoie de cineva în finală. N-are. Nu, deci râdem numai uitând la el. Paleologul e un caz special. Am înțeles din postările lui că este foarte citit și cultivat și inteligent. Cred că a greșit făcând aceste dezvăluiri despre el. De ce? Deci în România se acceptă orice. Să furi, să minți, să dai în cap pe stradă oamenilor. Băi, dar nu se acceptă să citești. Nu se acceptă să te pretinzi mai deștept decât mine și mai cult. Și să candidezi și la președinție este totuși ceva. Da. Este un candidat aparte, Teodor Paleologu. Are șanse de aparte. Turul 2? Nu. De ce? Ți-am zis, a citit prea mult. A citit. Trebuia să fure în timpul ăsta. Trebuia să facă ceva mai util. Nu e bine. Viorica Dăncilă, candidatul Dăncilă, PSD la președinție. Mele, doamnă. Eu sunt un gentleman, știi? Nu vorbesc urât de doamnele cu care am o relație și cu doamna Dăncilă am o relație. O relație am o relație. În mod normal se numește, adică în publicație de specialitate se numește o relație BDSM, adică sadomasochistă, doamna dă ordonanțe, dă legi, dă declarații și eu ca jurnalist le încasez, le îndur, știi? Deci avem o relație sadomaso în care, tot respectul meu pentru cei care participă la chestia asta, chiar dacă doamna e cu biciu. Deci, Are șanse de turul 2? Doamna Dăncilă? Da. Serios că are șansă de turul 2. La situația cum... Pentru că am senzația că electoratul PSD are ceva șanse să se ducă la alegeri. Nu pentru că e frică că rămâne fără pensii sau fără salarii, ci pentru că pur și simplu probabil că nu o să aibă nimic mai bun de făcut într-o duminică de noiembrie, știi? Asta vară mai era pe la Bird, era plecat. Plus da, mare, la asta vară, să nu uităm. Opoziția nu realizează un lucru. Alegerile europarlamentare au fost boicotate masiv de câțiva lideri PSD, care pur și simplu nu s-au dus sau nu și-au trimis oamenii, nu au tras
partidul a luat niște scoruri istoric de mici în județe, în care, în mod normal, până acum i-au giftuit pe ea cu tot felul de asistențe sociale și butelii și ce mai știu eu ce mai dau. Era Liviu Dragnea atunci. Exact. Deci cumva trăgeau să-l dea jos pe Liviu Dragnea la ultimele alegeri. Acum nu mai e Liviu Dragnea, s-ar putea să revină mândria lor de PSD-iști care strâng voturile cu arcanul și să încerce să se mai miște un pic în direcția asta. De aia eu nu o desconsider pe doamna Dăncilă la alegerile astea. Oricât de mult mi-ar plăcea să fie înfrântă, pe de altă parte trebuie să avem onestitatea intelectuală să recunoaștem că mare parte din poporul român de la țară, orașe mici și așa mai departe, e PSD-ist. Ăsta e el, adică nu va deveni dintr-o dată altceva decât atunci când îi mai iei din bani, când îl mai deranjezi cu ceva și atunci votează ceva anti-PSD. Dar în momentul ăsta nu e atât de deranjat. N-a venit criza, nu se întâmplă vreo catastrofă, deci mai aștept ca baronii locali. Doar dacă nu, cumva baronii locali sunt iarăși supărați și pe doamna Dăncilă și atunci o să tragă și votul de sub fund. Are profil de președinte, Viorica Dăncilă? Nu, bineînțeles că nu. Dar paleologul, că am uitat să vă întreb. Nici el. Niciunul dintre ei nu reprezintă poporul român, amândoi sunt la extreme. Înțelegi? Doamna Dăncilă este la o extremă și eu v-am zis că eu cu doamnele cu care sunt într-o relație nu arunc cu epitete, iar domnul paleologul e la extrema cealaltă, e destul de sus pe scara de educație, dacă nu de IQ, că pe ăsta nu l-am făcut. Deci, cumva poporul român se simte mai confortabil cu personaje mai de mijloc. Cum ar fi? Avem un personaj mai de mijloc în cursa asta? Da, avem pe neamțul ăsta. Avem pe neamțul ăsta. Și noi știi cum e. Ne luăm la mâna a doua și BMW, și Audi, și Mercedes, și Iohannis. Merge. Dar știți că au mai fost favoriți la folosit un pic, l-am folosit un pic 4 ani, dar pentru că nici nu am muncit excesiv de mult în timpul ăsta, cumva nu are atât de mulți kilometri. Deci merge ciorba reîncălzită, da, mai merge, de data asta funcționează. Mai merge o tură, înțelegi? Iohannis este exact ca Volkswagen-ul Golf ținut în garaj de o băbuță. Înțelegi? Nu se ducea cu el decât duminica la slujbă, știi? Kilometri puțin, chiar dacă e un model un pic mai vechi, merge. Oricum, au mai fost candidați favoriți la alegeri și totuși au pierdut. Da? Domnul Ponta era favorit. Da. Singurul care are șansă să-l dea peste cap pe domnul Iohannis este domnul Barna. Pentru candidatul că, și aici o am dintr-o sursă sigură, în vara asta m-am întâlnit la o masă și eu nu practic iolhanurile astea, dar m-am întâlnit la o masă în care organizată de cineva cumva într-un oraș din țară cu un baron PSD. Baron PSD care mi-a zis două chestii. Unu, era furios că fetele lui votaseră cu USR Plus. Deci, înțeleg, era muci pe ele. Da? Adică tragic. Le-am dat, le-am făcut, le-am ajutat și ele acum cu ce mulțumire au votat cu USR Plus. Bun. Supărat baron. Și în al doilea rând mi-a zis, băi, dacă ajunge Barna în turul 2, să știi că noi toți îl votăm pe Barna, toți PSD-iști. De ce întreb eu? Păi pe Iohannis avem boală. La câte ne-a făcut? Până realizează... că nu au apucat să ne facă mare lucru și atunci... Adevărul e că e mai greu până realizează Barna unde se află. Da. Au timp PSD-iștii să-și mai facă un alta. Așa cu Iohannis 4 ani, a mai învățat. Da, poate că a mai învățat. Mai știe poate cum stau lucrurile. Știi ce a făcut suma de concedii, poți să știi. Poate că primul mandat a fost de concediu și al doilea de muncă. Cine poate ști? Deci este Dan Barna un candidat de temut pentru Klaus Iohannis, un contracandidat? Eu cred nu se teme de ceva Klaus Iohannis. Nu-l văd temându-se de ceva, nu pare genul să se teamă. Pentru că el nu are o miză cu adevărat. Klaus Iohannis, dacă nu mai e președinte, nu pierde nimic. Nu își pierde vreun partid, pentru că nu are un partid în spate neapărat. Ok, e PNL-ul, dar e neapărat partidul lui, e al lui domnul Orban. Nu își pierde libertatea, nu își pierde averea, nu își pierde nevasta. Îl iubește în continuare pentru că nu e pe genul să se agațe de funcții. Deci Iohannis este un om normal care are unde să se ducă. Plus că are un oraș super mișto în care să se mute. Deci eu să fiu președinte acum și mi-ar spune cineva, băi, du-te înapoi la Sibiu. Mâine mă duc la Sibiu. Păi da, pista de biciclete până la Rășinari. O fac în fiecare zi. Deci e genial Sibiu. În privința asta chiar nu are ce pierde. Nu. Dar Dan Barna e ambițios. E mai ambițios decât Iohannis în momentul ăsta. Deci o bătălie cu are Barna o miză mai mare. Și Iohannis... Da. Barna, dacă pierde, își pierde probabil o parte importantă din influența în partid. Dacă nu cumva chiar partidul. Sau dacă nu cumva, dacă pierde foarte aproape, s-ar putea ca asta să-l propulseze și să devină poate următorul premier.
Oricum, ei au probleme în partid și am văzut zilele acestea. Sunt tot felul de... Nu, aici lumea nu înțelege. Răzvrătiți. Nu, aici lumea nu înțelege despre ce e vorba în partidul ăsta. Deci ăsta e un partid, Poianul Iohan, știi că e este sistemul grupul lor de comunicare exact. Internă se numește lui Poianul Iohan. Deci ăsta e un partid de oameni care au chef de povești, care au chef de scandal. Deci ei la ei tot timpul este o ședință a asociației de locatari. Înțelegi? Fiecare, unul cu ferestrele, altul că de ce nu s-a plătit întreținerea, ba plătim prea mult la aia la gunoi, da, s-a înfundat gheabul, știi? Adică toate baba de la etajul 7 iarăși a aruncat gunoiul în casa scărilor. Asta este USR-ul, spre deosebire de PSD, asta vreau să spun, unde în PSD sunt toți mormâne, ne zici că sunt la casa de pompe funebre Anthony, când ies la declarații. Discursuri învățate. Da, toți sunt super supărați, toți sunt cu poporul român. USR-ul e un partid de oameni care au intrat în politică, au ceva de zis și nu se opresc să zică. Se ceartă? Foarte bine să se certe. Asta este normal într-un partid. Cel mai anormal partid e ăla în care toți sunt de acord cu șeful. Păi ăla se numește comunist. Dar asocierea asta cu Dacian Cioloș, le e bine, le e rău? Nu știu ce mai face domnul Cioloș. A dat-o în bară săptămâna asta. A dat-o în bară, înțeleg că din cauza lui Politico, care nu i-ar fi interpretat corect ce a spus, în orice caz trebuia să fie mai ferm. Nu poți să susții un candidat cu probleme de corupție când tu ai o campanie jos penalii din funcții publice. Și aia de la Bruxelles e o funcție publică. Deci aici ar trebui să aibă un mesaj fără echivoc în toate tripurile de presă și pur și simplu, dacă e să avem principii, să stăm pe principiile noastre. Adică indiferent ce se întâmplă, indiferent dacă pierdem, indiferent dacă România pierde. Cred că important în România este să vină unul în sfârșit care să zică nu-mi pasă dacă pierdem cu toții, dar astea sunt principiile mele și sunt nenegociabile. Și acum a rămas Mircea Diaconu, candidat la prezidențială. Da. Are profil de președinte Mircea Diaconu? Susținut de pro-România. După ce mă mai uit la filmele lui din alea din perioada comunistă în care juca rol de tovarăș principial care nu se dau loviți de soartă și care merg mai departe și împing linia partidului până la capăt. Are profil de actor. Este totuși interesant că el a pornit singur la drum, așa cum și anunța prima oară intenția de a candida și a sărit Victor Ponta în ajutor. Să fie și apoi și Alde Cutăriceanu. Deci mie nu îmi place domnul Mircea Diaconu, după cum nu-mi place nici Angela Simila, nu-mi place aproape niciunul dintre actorii din vremea comunismului și niciunul dintre cântăreții din vremea comunismului, pentru că știu că absolut toți erau cu voie de la stăpânire. Ca atare, foarte puțin dizidenți. Adică avem un Rebenciu care mai juca niște piese deranjante, mai avem Liviu Ciulei, mai avem câțiva regizori și câțiva actori care în vremea Blandiană, de exemplu, Caramitru, care și el era nervos în vremea din urma comunismului. Diaconu nu a fost un dizident. El a apărut la Revoluție ca dizident. Până atunci nu mi-aduc aminte de ceva. Dar ce spun este că această clasă de artiști ai României socialiste era una care se baza în egală măsură pe talent și pe obediență față de sistem. Acești oameni, după părerea mea, nu au de ce să conducă nimic în România liberă. N-au niciun motiv să facă chestia asta, pentru că structura lor, în tinerețea lor, a permis un gen de compromis pe care nu cred că trebuie să-l mai încurajăm. Compromisul cu putere. So, no way, domnul Diaconu, îmi pare foarte rău, regrete eterne, nu am să vă votez. De asemenea, nu mă uit nici la filme românești, tot din cauza acelor firme proaste pe care le făceați voi atunci, pentru că, da, erau foarte proaste. Are șase de turul 2 de acolo? Da, sigur. Probabil s-a dacă bazat și pe modelul Ucrainei, că în Ucraina am avut o surpriză, nu? Da, da, un actor. Modelul Ucrainei și cine era în România? Nu era Diaconu, nu era unul obosit în vremea comunismului. Era, nu știu, George Bonea, poate. Adică un comedian tânăr, fresh, poate Viorel, poate știi unul dintre ăștia care fac stand-up. Oamenii ăștia sunt cu adevărat populari. Diaconu, te mai duci la teatru să-l vezi pe Diaconu în ziua de azi? Nu, te uiți la televiziunea aia cu cifre în ea ca să-l vezi pe Diaconu. Îl vedem la televizor pe el probabil se vede sărac o ficitit prea multe cărți cu Ronald Reagan. Nu Ronald Reagan, îmi pare rău domnul Diaconu. Avea un ideal în viață, vrea să distrugă comunismul. Dumneavoastră ați făcut filme cu comuniști, so let's face it, să terminăm cu circul ăsta. Deci nu are șanse de tur. Nu. Categoric. Nu. N-are nicio șansă domnul Diaconu de turul 2. Dacă ajunge domnul Diaconu în turul 2, ar fi îngrozitor.
dar foarte distractiv. Deci ar fi o catastrofă distractivă. O discuție cu Klaus Iohannis în turul Klaus Iohannis cu Mircea Diaconu, da. O dezbatere ar fi o cel peste, puțin da. Interesantă. Ar fi. Vă așteptați să fie o campanie liniștită? Da. Va fi o campanie plictisitoare. De fapt, deja, uite, a început și e plictisitoare. Absolut. Neoficial e strângerea de semnături. Este campanie acum, ce să mai e? Toată lumea e în campanie. Barna se plimbă prin țară, toți fac câte ceva. Viorica, înțeleg, să duce la New York să facă niște shooting-uri pe acolo cu Empire State Building sau, eu știu, mai cine găsește ea pe acolo. Doamnă, dacă găsiți acolo, deci vă rog frumos, dacă vă duceți acolo, faceți o poză cu Trump Tower. E ca și cum te-ai pozat cu președintele, tot Trump. Nu e nicio chestie. Și președintele a fost în America, a avut e singurul președinte cu două vizite oficiale da, în America. Da, și chiar s-a întâlnit cu omologul. Cu Donald Trump. Doamna, nu știu cu cine ar putea să se întâlnească, cu șeful secretarul de stat, da? Ar trebui cumva, ar fi mai degrabă omolog. Dar eu nu mai știu pe cine l-am mai... Că ăștia se tot schimbă la... Guvernul lui Trump este singurul mai instabil decât al României. Săptămâna asta a mai dat afară pe unul, s-a plecat Bolton pentru Securitatea Națională. Să vedem cine mai e șef la Departamentul de Stat în America. Mai știi? Nici noi nu stăm prea urma. Bine ce-i deci, drept. Da. Okay. Nici noi nu stăm prea bine la capitolul ăsta, din păcate. Va fi cazul Caracal o temă de campanie? Da, este deja o temă de campanie. Dacă nu cumva e chiar o religie. Candidatura lui Cumpănașu, am uitat să vă întreb. Da. Cum vedeți treaba eu, asta? Eu, în mod normal, nu-l iubesc pe Patrick Andre de Hillary, pentru că s-a luat de mine în vara asta că am chemat salvarea în Franța. Parcă luam din banii lui, dar vezi, jumate francez și ofticos. Dar a avut un titlu foarte bun despre Cumpănașu. L-a numit primul vierme ieșit din cadavrul Alexandrei. Și mi se pare că ștampila asta va rămâne definitiv. Ce face domnul Cumpănașu acum este chiar... o oroare, pentru că el, împreună cu alții, induce familiei Alexandrei ideea că ea trăiește. Și face chestia asta pentru că ei, altfel, dacă cele două victime ar fi moarte, și eu cred că sunt, și dacă oamenii ar fi convinși de asta, probabil că povestea s-ar închide. Ori domnul Cumpănașu are tot interesul are să tragă de povestea asta, mai are nevoie să mai tragă de ea încă 6 luni. E o telenovelă ca Urzeala Tronurilor. Sau Elodia. Da, sau Elodia, sau avem o istorie de genul ăsta. Pentru că, de exemplu, în cazul Alexandrei avem un match, adică o potrivire de 99,9% între ADN-ul extras din oase și ADN-ul ei. Ce spune asta? Și sunt kituri internaționale, adică kiturile de analiză, nu sunt diferite de cele la care se va apela atunci când vor trimite la expertiză în alte țări. Deci, practic, kitul ăsta de aici va fi folosit și când vor trimite la Viena același ADN. Îți garantez că va ieși exact la fel. Deci să crezi în condițiile astea în care ai o potrivire ADN de 99,9% că ea trăiește, înseamnă să fii în proporție de 99,9% prost sau ticălos. Deci îi las pe cei care cred în continuare că Alexandra mai trăiește să aleagă. Adică în lumea mea ei sunt ori tâmpiți, ori javre. Nu există la mijloc. Sper să fie tâmpiți pentru binele lor, ca să poți să-i mai respect un pic, pentru că pentru oamenii cu prostie la cap mai există un pic de respect. Pentru ticăloși, n-am. Spuneați că este temă de campanie? Da, este temă de campanie, pentru că sunt unii care o leagă de, cum să zic, de mesajul ăsta al destructurării statului român. Care e pentru câțiva din campanie, adică Pleșoianu urăște statul și vrea să-l vadă desfăcut în bucăți, la fel domnul Cumpănașu, deși Cumpănașu am văzut că a sub de la stat niște milioane de euro. Acum asta nu ne mai spune. Mai contează. Da, mi s-a părut incredibil aia cu cartea aia pe care a luat 178.000 de euro pentru 3 broșuri. Deci, băi, deci se sparie gândul, cum 178.000 de euro pentru 3 broșuri? Unii au noroc. Cum? Nu au noroc. Aici chiar trebuie investigație, pentru că aici nu este o greșeală. Nu e o greșeală și nu e o evaluare subiectivă. Aici este o chestie mult mai gravă. Și oamenii ăștia dau o lecție de moralitate, care au sub de la stat atâția bani în anul centenar. Deci nu mai zic ce proiecte s-au aprobat în anul centenar. În sfârșit. Dar, ca să ne întoarcem, da, este o campanie, e o parte din campanie și e folosită așa de low life-ul ăsta, de viața de pe fundul mării. Schimbă România în vreun fel cazul Caracal? Cel puțin la nivel de mentalitate. România nu se schimbă. Noi de-aia stăm aici, că ne place că nu se schimbă. E confortabilă. România deci nu n-am se înțeles schimbă. Nimic? Da, bineînțeles. Cum să înțelegem ceva? Nu, România nu se schimbă, nu se va schimba niciodată și asta face șarmul ei. România va rămâne mereu o țară
delicios de, cum să spun, deblocată în propria istorie. Nu văd evoluând. Chiar și poveștile astea cu noua clasă politică ce vine din urmă și tineretul care votează altfel. Eu l-am mai trăit odată, în 96. Și a venit guvernarea CDR, cu, în frunte cu domnul Ciorbea. Guvernarea a zis că are 25.000 de specialiști, dacă mi-aducă bine, sau 15.000 de specialiști, nu mai știu exact. Ești prea tânără să ții minte, dar oricum, ei au promis că vin cu niște super specialiști. N-au venit cu niciunul. Au venit cu Alexandru Ciumara și încă vreo doi care, ciumpalaci care nu știau să facă nimic, ba chiar cu niște șmecheri de la PDL, din ce mi-aduc eu aminte, ce mai era pe atunci PNC, PDL, care au furat liniștiți fără nicio problemă, ca și cum erau PSD-iști. Deci nu. Nimic. Nu se poate schimba, pentru că România nu este despre niște oameni care o conduc. România e despre noi toți. Te vei schimba tu mâine? Este la nivel de mentalitate. Eu mâine să mă schimb? Nici vorbă. N-am de gând. Ai de gând să te schimbi tu, ascultătorule? Nu. Deci, colegul care ne filmează, te schimb mâine? Nu. Schimbă vreunul ceva? Nu. Eventual, dacă merge bine în toamna asta, schimbăm mașina. Asta e tot. Cum se pare că a tratat mass media subiectul acesta? Caracal? Caracal. Pe care a tratat subiectul ăsta s-a îmbogățit pe partea de rating. Adică România TV, am văzut la un moment dat, era televiziunea numărul 2 a țării. Știi? A tratat profesional. Exact ca o industrie. Cum? O industrie. Știi ce a fost acest subiect? Dacă ți-aduci minte... Bine, aminte, acum un an și ceva, era la modă niște chestii pe care le inventai în mână. Se numeau fidget spinner, da? Ok. Deci cine a făcut fidget spinner în primele 6 luni de nebunie, și anume probabil vreo 3 fabrici din China, s-a îmbogățit, da? Fidget spinner erau niște porcării micuțe care costau 100 de lei unele dintre ele, adică ceva de speriat. Eu am copii, a trebuit să cumpăr fidget spinner, cred că îți dai seama. Nu unul. Înainte de asta a trebuit să cumpăr kendame. Ți-aduce aminte kendamele? Doamne, câte kendame am luat. În sfârșit, deci, ăsta este echivalentul kendamei, povestea asta. Presa care a mirosit de la bun început moda, că este o modă. Este o modă, sigur, bazată pe o interacțiune foarte emoțională a publicului cu subiectul. Avem și noi copii, puteau să fie copiii noștri acolo. E poate un misterie. Și o exagerare, aș spune eu. Păi, da, așa se tratează un subiect ca ăsta. Îl umfli, îl umfli. N-ai ce să faci. Inclusiv procurorul șef al DIICOT spunea la ultima conferință de presă că presa a tratat neprofesionist, aș spune, din declarația dânsului acest subiect. Păi și noi putem să spunem la fel despre ei. De ce nu au comunicat mai mult? Pentru că presa atunci când vorbește prostii, vorbește pentru că nu îi se spune nimic. Atunci speculează că nu poți să închizi televizorul. Dacă nu ai informații de la DIICOT, dacă nu ai de la poliție, dacă nu ai de la Ministerul de Interne, ce cred ei că o să facem? O să spunem, dragi ascultători, nu mai avem nicio informație, oprim acum televiziunea, ne mai vedem la ora 6 după amiază. A existat așa ceva? Nu există. Și atunci, nu, în continuare o să fie 3 tâmpiți care o să speculeze până la 6 de o să le iasă pe ochi. Și asta s-a întâmplat. Felicitări celor care au făcut rating pe chestia asta. Felicitări pentru că au arătat că sunt cu adevărat o industrie. Și în același timp să le fie rușină. Pentru că industria noastră ar trebui să aibă și niște norme de moralitate. Una dintre normele astea spune că nu trebuie să-ți bagi joc de victime. Ori, presa asta a făcut aici greșit. Dintre toate speculațiile, cea mai ticăloasă este aceea că fetele trăiesc. Și această speculație este o bătaie de joc la adresa familiei. Familia e în continuare ținută cu speranță. I-au cântat la mulți ani, acum 2 zile, în piața Alexandrei. Deci, mi se pare incredibil. În condițiile în care avem 99% ADN confirmat, este moartă, biată de ea. Și sunt niște nebuni care îi cântă la mulți ani și încurajează această speranță familiei, când familia ar trebui să înceapă un proces de, cum să zic, de jelanie, cum se spune în America, eu aș zice grieving, da, să zicem, de nu exorcizare, dar trebuie să înceapă procesul de vindecare a acestei răni cumplite, dar care și ea trebuie cumva tratată profesionist, cu înțelegere, cu drag, cu umanitate. Să le spui unor oameni cărora le-a murit fiica că nu e moartă, fără să ai nicio dovadă că trăiește, în schimb să ai 99% dovezi că e moartă, asta este maximum de ticăloșie. Și de asta se fac vinovați colegi de presă, din păcate. Eu îi consider niște ticăloși. De mare succes, alminte, felicitări! Dar mai este România o țară sigură? Spuneți că aveți copii. Da, e o țară sigură. Aveți copii. Păi avem copii, da, un criminal facem, în serie la
Deci ultimul care a fost Rămarul, da? Și... Rămarul a fost în anii 70. Eu când eram mic, părinții îi speriau pe copii cu Rămarul. Știi? Nu mănânci, da, vine Rămarul. Vine Rămarul sau ceva. Am copii. Mi-e teamă de copiii mei pentru că unul se duce la liceu cu bicicleta. Nu mi-e teamă de ucigași în serie. Mi-e teamă de șoferii români care sunt niște ucigași potențial cu toții pentru că sunt picam neatenți, ca să nu zic mai rău. Dar da, România este o țară sigură. Chiar e o țară sigură. Sigur că am avut pe tâmpitul ăsta, dar românul nu are instinct de ucigaș. Nu este... Nu e, prin excelență, românul nu omoară. Sigur că se mai întâmplă unii să ia toporul și să dea în cap pe la Vaslui pe acolo și nu numai în Vaslui, să nu se supere vasluiene pe mine, dar acolo am văzut cazurile cele mai frecvente. Acolo să știi că omoară alcoolul, nu omoară românul. Păi cum vă explicați în România, o țară sigură, un caz atât de înfiorător? Adică... Păi tocmai că astea sunt excepții. Arzi un om și nu se știe nimic. Gândește-te că în America, la o populație de 300 și ceva de milioane de cetățeni, sunt ucigași în serie care apar de două ori pe an, celebrele din astea cu pac-pac, da, crime în serie cu mitraliera. Și mai sunt și ucigași în serie care nu sunt prinși și care acționează exact ca și domnul Dincă de aici și care sunt și ei în fiecare an, mai, să mai găsește câte unul. Au fost unii celebri, dar au omorât sute de persoane. Nu sute, dar zeci de persoane. Au pretins că ar fi omorât sute de persoane. Și vezi acum pe Netflix, recomand un documentar despre Ted Bundy, unul dintre cei mai cunoscuți ucigași în serie din Statele Unite. O să vedeți ce e interesant, câte similitudini sunt între el și Dinca. Acum sunt tot felul de speculații, inclusiv aceea că ar fi mână în mână cu autoritățile. Nu cred. Dinca, nu credeți în acest scenariu? Nu, autoritățile din zona aceea, m-am lămurit cu ele, sunt prea proaste ca să fie mână în mână cu cineva. Adică ăia sunt atât de stupizi încât nu pot. Știi cum? Ca să organizezi, să faci crimă organizată, trebuie să fii un pic organizat. Ăia sunt de o dezorganizare atât de totală, dar de stupizi, că nu poate să facă organizat mai nimic. Adică până și structurile astea ale statului le-a inventat cineva din altă parte și i-a angajat în ele. Dacă îi lăsai pe ei acolo, ei nici statul nu reușeau să facă. Înțelegi? Așa cum sunt. Deci nu poți să-i bănuiesc pe ăștia de crimă organizată pentru că nu sunt destul de inteligenți pentru asta. Deci vorbim de incompetență? M-ai întrebat dacă râmele poate să facă o bandă și să te atace în noaptea la drumul mare. Nu, sunt stupide. Deci vorbim de incompetență. Da, vorbim de incompetență. Sigur că sunt și bande criminale acolo, care se ocupă inclusiv cu trafic de persoane. Dar să legi acum cele două cazuri, când nu ai nicio dovadă pentru a le lega, iarăși mi se pare o ticăloșie care, de fapt, este exact ce fac ei. Telenovelează toată povestea. Cât vă aștepta să mă mai tărăgânăm cu situația, cu cazul? Păi, am senzația că și autorităților le convine acum. Pentru că dacă nu le-ar conveni, ar da mai multe informații. Le convine să vadă toată speculația asta. Pentru că, până la urmă, atunci când discut despre Caracal, nu mai discut despre Dăncilă. Nu mai faci practic meme cu Dăncilă. Practic se mută atenția opiniei publice, deci, de la adevăratele probleme. N-am uitat aici. Nu mai sunt problemele pe care le generează acest guvern. Am uitat cu toții de corupți. Deși corupția există în continuare, operează în continuare, fură de la stat în continuare. Niște nemernici în continuare în instituțiile statului care ne seacă de bani. Da, noi suntem foarte atenți la cazul Caracal. Da. Domnule Mândruță, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, ca de fiecare dată alături de noi. Vă mulțumesc. Și dacă v-a plăcut ce ați văzut aici, nu vă recomand niciun site, nici pagina mea de Facebook, nimic altceva. Dacă v-a plăcut, povestiți și altora că e unul care v-a plăcut, dar ați uitat cum îl cheamă. Nu vreau să fiu mai celebru, niciun. Mulțumesc, o seară după amiază bună. Mulțumesc.